Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi vreau să aflăm mai multe lucruri despre cum arată procedurile de adopție în țara noastră. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Alina Mahera, consilier juridic în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Bună, Alina, bine ai revenit! Bine v-am găsit, bună ziua! Bun, hai să ne faci așa o prezentare mai scurtă sau mai lungă a procedurilor de adopție. Din august 2016 au fost flexibilizate procedurile de adopție, fiind schimbată legea adopției, ceea ce a condus la o îmbunătățire atât a situației copiilor, cât și a familiilor adoptatoare. O familie sau o persoană care dorește să adopte, pentru că în România pot adopta atât persoane necăsătorite, cât și familii soț, soție, bărbat și femeie căsătorit unul cu celălalt, cât și doar unul dintre cei doi soți ai unei familii, atunci când doresc să adopte, primul demers este să se adreseze fie la DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de unde domiciliază, fie la un organism privat autorizat român. La prima întâlnire are loc o ședință de informare, unde află despre etapele procedurii de adopție, condiții, documente necesare, urmând apoi să depună o cerere pentru obținerea atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, însoțită de documentația prevăzută de lege, și apoi urmează o etapă de evaluare, care durează maxim 90 de zile și ea conține 3 subetape, o etapă de evaluare socială, o etapă de evaluare psihologică și pregătirea pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. În cadrul acestor etape, un asistent social și un psiholog, desemnați de către DGASPC sau de către organismul privat căruia i s-a adresat familia respectiv persoana, evaluează situația, abilitățile parentale, condițiile morale și materiale ale solicitantului. După această etapă, se emite atestatul de persoană, familie aptă să adopte, care are o valabilitate de 2 ani. Apoi, familia, persoana sunt chemați pentru a cunoaște un copil adoptabil, pentru că nu toți copiii din sistemul de protecție sunt adoptabili, doar cei pentru care instanța a dispus deschiderea procedurii adopției interne, adică cei pentru care a fost imposibilă reintegrarea în familia naturală sau extinsă. În următoarea etapă are loc potrivirea dintre copil și familie, au loc o serie de vizite ale familiei pe care le face copilului, și dacă se constată compatibilitate, se înaintează dosarul la instanța judecătorească pentru încredințare în vederea adopției. Aceasta este o perioadă de 90 de zile în care copilul locuiește la familie, sunt monitorizați bilunar pentru a se vedea evoluția relațiilor dintre copil și familie respectivă. Și la finalul acestei monitorizări, când se constată că sunt compatibili și în general se constată lucrul acesta, mai puțin sunt încredințări în vederea adopției încetate, se ajunge din nou la instanța judecătorească în faza de încuvințare adopție. Și de la acel moment al încuvințării adopției, respectiv al rămânerii definitive a hotărârii, copilul devine membru cu drepturi depline ale acelei familii, ca și un copil al lor biologic. Am o întrebare, s-ar putea să sună prostesc, dar e născută poate din prea multe filme și prea multe lucruri pe care le-am citit. Nu se poate întâmpla o dată ce această încuvințare definitivă de la judecătorie ca să se răzgândească mama sau tatăl copilului sau cineva să vină după alte 6 luni să spună trebuie să luăm copilul înapoi pentru că, nu știu, s-a întâmplat ceva. La acest moment al noii legislații și nu se poate întâmpla acest lucru, dat fiind faptul că sunt etape diferite în care își exprimă consimțământul atât familia biologică cât și cea adoptatoare. Familia biologică, părinți, mamă și tată, și-au exprimat consimțământul la momentul când copilul a devenit adoptabil, deci mult înainte de a ajunge el la familia adoptatoare. Deci nu se întâmplă astfel de situații. Alina, îți mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, a postit foarte multe lucruri interesante și importante, Alina. Dacă nu ați reușit să le rețineți pe toate, nu e niciun fel de problemă. Puteți intra pe site-ul nostru itibiții.ro și acolo să ascultați pendelete care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați, dar în același timp mă gândesc că puteți oricând să apelați la una din autoritățile publice sau la un ONG autorizat în această direcție și să vă dea toate informațiile necesare și dacă puteți, adoptați un copil pentru că e, din punctul meu de vedere, este un lucru pe care ar trebui să-l facă cât mai multe familii din România. Vă mulțumesc foarte frumos și vă reamintesc să le spuneți copilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!